Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Azi am făcut plinul. E, da. Bună dimineața. Serios? Nu, chiar ai făcut plinul? Am făcut plinul, da. Băi, de 50 de bani, sunt 50 de bani, ai nebunit, la litru. Corect. Ce bani ai economisit? La litru, Nanicu, n-am făcut un calcul. Calculează tot, tu ești matematic. Cât ai scrie 40? Bon. Nu știu, mă, 40 de litri, ceva în genul ăsta. Atenție. Deci, practic, 20 de lei. Da. 20 de lei, da. Eu am alimentat în dimineața aceasta la Petrom. Altul care a făcut plinul. Bă, eu n-am făcut plinul. Eu m-am dus la mol. Da. Eu n-am făcut plinul. Dar eu nu mai aveam benzină, pur și simplu. Practic. Mai aveam benzină cât de cât. Ai nevoie, mă, cum s-a potrivit, mă, și întotdeauna evit, eu alimentez numai dimineața. Păi zice mai devreme că era aglomerat, că erau televiziune acolo, că... Nu, stai un pic. Au venit după la tine. Benzinărie. Când eram în benzinărie, când am pus mâna pe pompă, hâța a apărut televiziunea. Erau după tine. Și mamă, ce atmosferă aici. Și am alimentat, da, pe panoul ăla de la intrarea în benzinărie, scria 8 lei și 15 bani litrul. Când am luat pistolul ăla în mână de la pompă, 8,65 lei scria pe pompă. Aoleu. Zic că, aia e. Am alimentat. Îți imaginezi că ăsta știi cum îl știi, chitroșii. Da, da, la... da, da, da. A, cum, a, ce contează, lasă, nu știu ce. Da. Iurea, zic că te-a înțepat în stânga, era să leșin, te-ai dus feluri, pe scandal. Dar eu chitros nu sunt. Am pus de 200 de lei și am intrat în incintă. Și am zis, doamnei, zic că, doamne, dacă ai idee, care-i treaba? Că zic, pe panou ăla scrie 8,15 și la pompă 8,65. Și dânsa zice, o să vedeți. A. Treaba e că scăderea se face la casă. Aha. Și e ca la promoția la supermarket, știi? Da. Când sunt alea de, nu sunt reduse la raft, da, sunt, da, la, da, casă. Ca să se evidențieze reducerea. Aha. Și mi-a evidențiat o reducere de 11 lei. M-am simțit foarte bine. Deci, zaf, și îți dai și ștrumf de aia? Nu mi-a mai dat nimic. La reducere, anul. Deci zaf 20 de lei economie, da. Luca 11 lei. 5 însă, mici. Azi. Frate, deci este... Prosperitatea a venit peste noi. Hecatomba prețurilor. Deci, în general, la Petrom cel puțin, pare, da, că ăsta e modelul, da? Da. Ca să nu vă speriați că e prețul mai mare la pompă. Când ajungeți la casă, vi se face reducerea în momentul emiterii bonului. Însă am relatarea unui ascultător care ne-a trimis și un bon fotografiat la ora 7 fără un sfert, da, tot la Petrom, la Constantin Brâncoveanu, unde spune că la 12 noapte era 8,13 bani și acum dimineață din nou era 8,63 afișat. Ca în cazul meu. Aha. Numai că în cazul lui nu i-a aplicat nicio reducere pe, da, bun, adică a plătit carburantul la 8,68 și s-a spus că este o eroare de sistem. Aha. Și zic, și cum a rămas până la urmă? Zice, ce să le facem? Acum am rămas cu paguba, n-am mai recuperat. Practic trebuie să fac o cerere la fisc. Da. Se decontează direct. Deci o să fie decontare la marile lanțuri de benzinării, la Petrom, OMV, Lukoil, ce mai sunt toate astea, Socar. Exact. Și la domnul, cum îl cheamă, care să recupereze și dânsul 11 lei sau 12 lei. Am verificat pe drum, să știți, m-am uitat, practic, la toate benzinăriile s-a aplicat reducerea, mai puțin la benzineria de bogați din aviație. N-au... Panou era... Da, acolo n-am intrat. Evident. Înțeleg că acolo, dacă te duci și faci plinul, la plecare îți dă un ghiul. Da. Da, acolo era în continuare motorina 9 lei și 27 de bănuți. Asta este, presupun că oamenii aia ori n-au citit ziarele, ori nu se uită să vadă ce mai spune domnul Iohannis, n-au înțeles că 50 de bani sunt 50 de bani, sau poate că nu s-a reprogramat panoul respectiv. Și mă uit la monitorul prețurilor, am dat pe rază de 5 km aici, nu poți să-ți imaginezi câte benzinării sunt în partea asta de București, pe rază de 5 km. Pe cuvântul meu, cred că sunt cel puțin 20-30. Păi și cum sunt prețurile jos? Da, sunt peste tot, sunt, uite, Socar, 9 lei și 19 bani. Mă uit la diesel, că ăsta era prețul cel mai mare. Adică era 9,30 lei și a... Stai mă puțin, că ăștia n-au scăzut, nu? Deci 9 lei și 19 bani diesel, ăștia n-au scăzut. Pare că nu. Că era 9,30 și trebuia să fie 8,79. Vor fi dat doar 25 de bani. Nu. Poate deci... 50 de bani sunt 25 de bani. Socarul nu. Ia, stai să vedem aici. Soce? Petrom. Eu cred că monitorul prețurilor are o problemă. Petrom, 9 lei și 18. Bine, mie că... 9 lei și 18. În toată nebunia asta s-a creat o nebunie. E o psihoză în momentul. Da. Mie să nu scadă spre 7. Da, ce ne facem? Ce seama? Facem atunci? Mamă, deodată nebunia de pe lume. Adică am făcut azi plinul și mâine să fie 7-8 lei. Mergem cu canistre, cu ale. Deci dacă ați alimentat în dimineața asta, dacă ați alimentat, asta este, nu neapărat ce scrie pe panou, că acolo poate că nu știu să programeze. La o benzinărie care nu a aplicat reducerea, dați-mi un mesaj la, pe WhatsApp, la 07283132, să-i vorbim și despre asta. Deocamdată am mesaje cu
cu oameni care s-au supărat că am făcut o hodoroagă pe flică. Păi, dar și tu, băi, îmi cer scuze, am glumit, ceva. Adică haide să ne înțelegem că noi aici ne distrăm. Hodoroagă în glumă. Eu sunt mai hodoroc ca aia. A. Mult. Aș putea să-i fiu frate mai mare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.